Mai sunt doar câteva ore până la nunta anului. Elena și Ianis Hagi se căsătoresc religios la București, iar seara va avea loc petrecerea la Palatul Știrbei din Buftea. Grupul Antena are drepturi exclusive de difuzare a celor mai importante evenimente, iar noi o să vedem împreună chiar acum care este situația la această oră și cum se desfășoară toate pregătirile. Vă rog! Pot spune că încă din momentul în care ne-am întâlnit am simțit că ne cunoaștem dintotdeauna. Am știut că este sufletul meu pereche. Ne-am cunoscut de tineri, chiar copii. Noi am avut o conexiune cu Marcelina din prima zi. Știam că nu este o relație de, nu știu, de copii. Am simțit o emoție puternică și am știut că trebuie să o luăm pas cu pas. O poveste de iubire spusă cu emoție de Elena și Ianis Hagi. După cununia civilă care a avut loc la sfârșitul anului trecut, chiar de Crăciun, astăzi se vor cununa religios. De altfel, după tradiția macedonească, Ianis Hagi și-a invitat ieri nașul acasă, în familia sa, pentru o ceremonie mai restrânsă. S-au respectat obiceiurile pentru astfel de ocazii, toate menite să aducă noroc și prosperitate mirilor. Cei doi au acordat un interviu exclusiv în care vorbesc și despre cât de importante sunt pentru ei familia și tradițiile. Mi s-a transmis de mici copii să respectăm tradițiile, iar am crescut în casă cu bunicii, deci cu siguranță vom respecta tradițiile și suntem mândri că le putem face pe toate. În primul și în primul rând, la noi nunta nu se face fără hlambură. Hlambura este steagul cu care dansăm toată noaptea. Sunt foarte multe tradiții. Probabil Elena știe o nuntă clasică, o nuntă normală, gândiți-vă, de trei ori mai mult. Sunt tradițiile noastre și ne mândrim cu ele, ne iubim tradițiile. Elena Hagi are o relație specială cu Kira, sora lui Ianis, dar și cu Maria și Nicolas, copiii lui Gica Popescu, ce îi sunt acum familie. Ce e cel mai important de punctat despre noi, așa, este că am crescut foarte apropiați. Am avut o copilărie foarte frumoasă, am crescut împreună de mici, ca niște frați. Acum ne bucurăm că ni s-a adunat și Elena în familia noastră. Și acum suntem foarte norocoși că mai avem încă o soră. Vreau să le mulțumesc în primul rând lor pentru toate amintirile frumoase pe care mi le-au oferit. Meniul de la petrecere este semnat de Marian Cernat, executive chef la domeniul Știrbei. Alături sunt Orlando Zaharia și Ștefan Popescu, pe care îi știm din show-ul Șef la cuțite. Pregătirile merg foarte bine, suntem în grafic. Important, cum spunea și Orlando, atenția la detalii, dar totul este sub control și sperăm ca la final toți invitații, fără excepție, să plece fericiți și să poată să afirme că au asistat la un eveniment grandios, la domeniul Știrbei Vodă din Buftea. Ianis și Elena Hagi au ales domeniul Știrbei din Buftea pentru cea mai importantă zi din viața lor. Un loc istoric, gazdă pentru mari personalități politice și artistice, dar și pentru evenimente memorabile. Așadar, rămâneți alături de posturile TV, site-urile și conturile de pe rețelele sociale ale Antena Group pentru a vedea exclusiv cele mai frumoase momente de la nunta anului de la domeniul Știrbei.